În 2015 există șanse ca în municipiul Suceava parcul auto al firmei de transport public local să aibă 40 de autobuze electrice în sistem hibrid. Chiar dacă acest tip de autobuze este mai scump cu 150.000 de euro decât cel clasic, investiția se poate amortiza în 2-3 ani. Cel puțin așa afirmă edilul municipiului Ion Lungu. Am fost prezenți pe lângă reprezentanții Comisiei Europene, reprezentanții orașelor partenere, au fost prezenți și furnizorii de autobuze electrice. Am avut discuții cu mai mulți furnizori. Dorim și noi să achiziționăm aceste 40 de autobuze în sistem hibrid, să poată funcționa atât electric cât și pe bază de combustibil. Sunt, din punct de vedere climatic, aproape de cerințele noastre, fiind aproape aici, aproape vecini, și sigur una dacă se face un autobuz în Asia pentru cerințele de acolo și alta dacă se face în Europa, cât ca și fiabilitate, costuri. Sigur, autobuzele electrice, așa cum se știe, sunt mai scumpe cu 100-150.000 de euro față de un autobuz clasic. Deci noi am dat pe autobuzele pe care le avem în exploatare 170.000 de euro, deci ele pot să treacă de 300.000 de euro. Dar se amortizează foarte repede, așa cum se știe, din calculele făcute de specialiști, aceste autobuze se pot amortiza în aproximativ 2-3 ani de zile. Lucrul cel mai important, și aici fac o paralelă cu parcările subterane, merită să cumpărăm aceste autobuze pe bani europeni. În alte condiții, sigur, este mai greu. Așa cum am spus, sunt mult mai scumpe decât autobuzele obișnuite. Eu încerc să rămân optimist, așa cum am spus, că până la sfârșitul anului vom putea depune documentația pentru acest proiect. Mai mult decât atât, așa cum se știe, noi avem această colaborare și pe partea elvețiană cu proiecte pentru vehicule electrice pentru Municipalitate Verde, proiecte care prevăd achiziționarea unui număr de 18 mașini electrice la primăria municipiului Suceava, la domeniul public, la direcția peților, la direcția de asistență socială, realizarea unei infrastructuri de transport electric în municipiul Suceava, iar lucrul cel mai important, dacă vom semna acest acord de finanțare cu partea elvețiană și noi sperăm să-l semnăm în luna iulie, vom avea la dispoziție 200.000 de euro cu care vom face proiectul tehnic și toată documentația necesară pentru achiziționarea celor 40 de autobuze electrice pe bani elvețieni. Primarul Sucevei declară că un proiect realizat de o firmă de consultanță din Iași pentru administrația publică locală a luat locul întâi la Madrid. Aceasta este o dovadă că proiectele primăriei Suceava sunt apreciate la nivel european. Un proiect al municipiului Suceava, care a fost realizat de firma Reliance, a luat locul întâi la Madrid din partea Federației Europene Asociației de Consultanță în Management. Deci proiectul pentru Planul de Acțiune pentru Energie Durabile PAED, așa cum se cheamă prescurtat, realizat de cei de la Reliance, a luat locul întâi la Madrid pe data de 29 mai, sigur la nivel național, National Champions România, decenal la Madrid pe data de 29 mai 2014, ceea ce arată că proiectele care au fost realizate de Primăria Municipiului Suceava sunt proiecte bune, sunt proiecte apreciate chiar la nivel european.